Ieri, la centrul de carantină din Iași, s-a prezentat un tânăr care a vrut să înmâneze un pachet unei persoane aflate în carantină. Cu ocazia verificărilor, în interiorul coletului a fost găsită o cutie cu chipsuri care, pe lângă produsul alimentar, conținea și o folie de aluminiu. S-a procedat la desfacerea foliei și s-a constatat că în interiorul acesteia se afla o substanță de natură vegetală. Deținătorului substanței i s-a întocmit proces verbal de constatare pentru infracțiunea de operațiuni cu substanțe psihoactive, faptă prevăzută de legea 194 din 2011, privind combaterea operațiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.